profesor în facultate care ne spunea așa: mă, nu țipa la Dumnezeu. Nu țipa asta la Dumnezeu. Cântați duios, pentru că omul simte și îl înalță armonia. În cadrul Sfintei Liturghii, spre exemplu, este un singur loc, un singur moment de forte sau fortissimo, dacă vreți. Și acela este Sfânt, Sfânt Domnul Sabaot. Dar sunt preot și doresc ca atunci când îngenunchez în fața Sfântului, Sfintei Mese, după ce am invocat harurile Sfântului Duh, să aud ceva foarte lin și care să mă invite și pe mine și să mă ajute la rugăciune. Ce nu cântăm în niște robe, în niște... Apoi, oamenii la țară, în special, duminica, se primenesc de seara, se îmbăiază și a doua zi de dimineață pun cele mai bune straie. Și cele mai bune și mai frumoase straie românești sunt acestea. Păcat că nu se mai... că nu se mai poartă peste tot. Sunt oameni, am văzut în multe părți ale țării, unde se poartă, dar în unele locuri nu. Ei, noi i-am copiat, i-am imitat pe acești țărani ai noștri dragi și le-am luat iile, le-am luat ilicele și cântăm cu ele pe scenă. Și cred că e frumos. Și în biserică, la fel. Pentru că acest costum este al nostru românesc, este sfânt. Bunii.